Un șofer a ajuns la spital, iar mașina sa a fost distrusă în urma unui impact cu un tren de călători. Incidentul a avut loc pe raza localității Alexen, din județul Ialomița. La locul producerii incidentului au fost mobilizate mai multe echipaje SMURD, dar și o autospecială de descarcerare, care au reușit să scoată cele două persoane din autovehiculul avariat. Conducătorul auto a fost transportat la spital alături de pasagerul care se află în stare gravă. Polițiștii au deschis un dosar pe numele bărbatului, urmând să fie stabilite cauzele care au dus la producerea accidentului feroviar.